Deci, astăzi, fiind o zi mai importantă în viața noastră, fiind Ziua Femeii, și Partidul Național Liberal, Organizația Rădăuț, s-a hotărât ca astăzi, ca și de alte dăți, să ofere câte o floare pentru fiecare femeie, doamnă, domnișoară, ca să simțim și noi alături, și femeile alături de Partidul Național Liberal, să sărbătorim această zi importantă, posibil chiar cea mai importantă din viața femeilor și din viața noastră, pentru că noi bărbații, fără femei, cred că nu am însemnat nimic. Dorim tuturor rădăuțenilor partea sexului frumos, multă sănătate, fericire și o primăvară frumoasă. Corpul Național al Polițiștilor a ținut să marcheze ziua de 8 martie, oferind tuturor doamnelor și domnișoarelor care au trecut prin fața Direcției Poliției de Frontieră câte o floare. Numică le-a fost surpriza româncelor ce s-au întors în țară din Ucraina și au fost primite de polițiștii de frontieră cu flori. La mulți ani, de 8 martie, din partea Poliției de Frontieră. Prima zi a primăverii a coincis în Rădăuț cu lansarea candidatului PDL la primăria municipiului.
doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați invitați, dragi prieteni, bună ziua și bine ați venit! După cum știți, astăzi este 1 martie. E vremea schimbării. Așa că bine ați venit la lansarea candidaților pentru alegerile locale din municipiul Rădăuți. Partidul Democrat Liberal ține să mulțumească pentru prezența dumneavoastră atât de numeroasă aici în sală. Mulțumim și celor care au venit de departe, invitațiilor speciali, o să-i vedeți, o să ia cuvântul pe rând, o să aibă ocazia să se prezintă în fața dumneavoastră. Avem o astfel de seamă, venit special pentru a-i susține pe cei care sperăm să ne reprezinte cu succes în alegerile locale pentru primăria Rădăuți. Dragi prieteni, dați-mi voie să chem la microfon în fața dumneavoastră pe un domn care nu cred că mai are nevoie de prezentare, însă îmi permit și îmi face deosebită plăcere să-l invit pe domnul Gheorghe Frutur, vicepreședinte la nivel național al Partidului Democrat Liberal și președintele Partidului Democrat Liberal Suceava. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, Rădăuți! Bună ziua, dragi colegi, stimați invitați! Semn bun, văd că încep să grabe baloane. Vreau mai întâi și eu să vă salut pe toți, să vă urez din partea conducerii Partidului Democrat Liberal o primăvară frumoasă, liniștită, cu multe împliniri și să vă transmit un mărțișor pe această cale tuturor celor care ați venit la această întâlnire. Este astăzi la Rădăuți un moment în care cel mai mare, cel mai puternic partid din România își lansează candidatul pentru primărie în persoana colegului și prietenului meu, deputatul Aurel Olăreanu. Doamne ajută și mult succes, Aurele, din partea mea, din partea conducerii centrale a Partidului Democrat Liberal. Mă bucur să văd astăzi în sală colegi de-ai noștri, dar și simpatizanți din toată zona Rădăuțului. Mă bucur să văd astăzi aici că au venit colegi de-a lui Aurel Olăreanu, parlamentari din județele Moldovei și salut și le urez bun venit aici la Rădăuți. Salut prezența la Rădăuța Biroului Permanent Județean a Partidului Democrat Liberal, pentru că noi astăzi am avut o ședință în care am stabilit strategia de campanie și vă anunț de la acest microfon. Strategia de campanie a Partidului Democrat Liberal are un singur cuvânt. Câștigăm! Mă bucur să văd în sală și reprezentanța bisericii pe care îi salut și le urez bun venit, pentru că bunul meu prieten și coleg Aurel Olăreanu este un om și al bisericii, este un om al comunității, este un om al familiei, susținător al familiei, văd familia aici cu copiii frumușei pe care are, este un om al comunității locale a Rădăuțului și eu sunt convins. Astăzi, 1 martie 2008, și am curajul să spun de la acest microfon că marea provocare pentru Rădăuți este lansată astăzi, câștigarea alegerilor locale cu o generație nouă de politicieni, cu un om care a făcut ceva în viața lui pentru comunitatea locală, a făcut ceva, dacă vreți, și ca întreprinzător, ca om de afaceri, și care sunt convins că va putea face multe lucruri bune pentru Rădăuți și pentru zonă în continuare. Deci spun aceste lucruri. Cred că sunt programate să crape așa că așa. Am mai spus eu la Suceava, cred că de la adversari alea și crapă câte unul. De ce cred că este nevoie de această schimbare, estimați invitați? Și vă spune omul care cu câteva zile în urmă anunța intenția de a candida la
funcția de conducere a Consiliului Județean Suceava, nu din alt motiv decât Suceava, România, după 18 ani de tranziție ilesciană, are nevoie de o nouă generație de politicieni, de sânge proaspăt, de oameni care să ducă județul într-o altă etapă, cea de dezvoltare și modernizare. Dacă 18 ani de zile România și Suceava a avut parte mai mult de partide și guverne care au avut interesul să prelungească tranziția, cred că de data aceasta trebuie să vorbim de dezvoltare. Rădăuzul este o zonă, dacă vreți, recunoscută în toată țara, cu oameni harnici, întreprinzători, au umplut lumea și Europa de ei, pentru că aici, acasă, nu au găsit locuri de muncă, n-au găsit suficiente locuri de muncă și cred că a venit vremea să semnăm acasă cu lucruri concrete. Adică să-i ajutăm să le dăm de lucru. Cred că șoselele care le facem în Portugalia și în Spania trebuie făcute și aici acasă. Aurele, dragă, știu că te-ai bătut mult pentru zona asta, pentru modernizarea ei. Din calitatea ta de parlamentar, așa cum au făcut-o și ceilalți, mă bucur că este aici primarul de Suceava, Ion Lungu, care cred că poate fi un model pentru Aurel Bolărian. Dorim și Rădăuțu să înceapă acea modernizare care Suceava o cunoaște și eu sunt convins că alături de această echipă și Aurel Bolărian va face mult mai multe lucruri decât s-au făcut până acum în acest oraș. E nevoie de curaj, de inițiativă și nu e singur Aurel Bolărian. Este cu echipa pe care o vedeți aici. Echipa de consilieri pe care și-o propune. Are aici o echipă foarte bună de oameni inimoși. Mă bucur că l-avem alături pe profesorul Carcalete și sunt convins că acest tandem Olărean, inspectorul general Carcalete, înseamnă soluția viitorului pentru Rădăuți, fie și din funcția de primar, viceprimar, pentru că așa trebuie să mergem în echipă, să arătăm că avem aceste echipe care să ducă la modernizarea zonei, a municipiului și dacă faceți și o șosea de centură, să-i lăsăm pe centură pe cei care cred că vor mai câștiga, dar nu vor câștiga pentru că noi vom fi mai buni. De asemenea, vreau să vă spun că Aurel Olărian nu este singur pentru că va candida în echipă cu mine la Consiliul Județean. Rădăuțu are nevoie de această echipă dinamică pentru investiții. O să vă prezentăm în perioada următoare programul nostru de modernizare și de schimbare la față a țării de sus, a Sucevei, care cuprinde și Rădăuțu. Aveți încredere că această echipă pe care vreau să o fac eu cu Aurel Olărian n-are decât un singur scop. Aducerea românilor care lucrează astăzi în străinătate, acasă să muncească în zonă. Pentru asta trebuie oameni curajoși care să atragă fonduri, care să facă proiecte și care să dea drumul la dezvoltare. Sunt alături de dumneavoastră în acest demers. Voi fi în această perioadă și nu numai. Pentru că și eu am început politica în 2000. Am trecut prin mai multe ipostaze. Dar vă mărturisesc sincer. Dacă vrei să faci ceva pentru comunitatea ta, trebuie să te apropii de ea, trebuie să te întorci acasă. Mulți am văzut că s-au întrebat de ce Fluturi se întoarce la Suceava să candideze. Pentru că Suceava m-a trimis om politic și pentru că eu sunt dator Sucevei, cum Aurel Olărian este dator. Aici este reședința mea și familială, și electorală, și cum vreți dumneavoastră. Și cred că de unde poți face mai multe pentru comunitate, acolo trebuie să te duci. Sigur că am văzut unii care spuneau că am fost retrogradat dacă vreau să vin la Suceava. Nu. Și cred că nu trebuie să mă scuz. A fi primar sau lider județean înseamnă a avea legitimitate. A te cunoaște și a te recunoaște semenii tăi de acasă. Din păcate, socialiștii nu așa au gândit. Socialiștii au avut o politică de plasare de la centru. Politica oului de cuc.
au plasat cuci și la Suceava, și la Gorj, și în alte parte, și au ieșit din aceste ouă baroni. Noi trebuie să fim legitimați de jos în sus de populație. Putem să fim legitimați. Am făcut câte ceva acolo unde am fost în demnități publice, dar cel mai important este să facem ceva din aceste poziții acasă. Fie administrație județeană, fie administrație locală. De aceea am venit cu mult optimism aici la Rădăuți să vă cer, dragi colegi democrați liberali, să explicați populației din Rădăuți. Rădăuțenii, e nevoie de schimbare. Este frumos și este omenește să fii un primar respectos, să dai bună ziua la toată lumea. Dar nu-i suficient. Pentru că bună ziua este o chestiune de bună creștere, de educație și ceva de apreciat. Dar trebuie ca acești oameni să fie cu capul sus când le dai bună ziua sau când îți răspund. Nu cu capul în pământ de sărăcie. Combaterea sărăciei se face cu oameni care au curajul să încurajeze, să aducă investiții și locuri de muncă. Partidul Democrat Liberal lansa zilele trecute un program PDL, partidul care te învață. Am văzut că au reacționat adversarii noștri. Da, dar ei au avut un alt slogan. Partidul care te învață să ceri sau care dă mită electorală. Noi trebuie să învățăm pe oameni să câștige cinstit bani. Să învățăm să facă investiții, să dăm drumul la dezvoltarea economică, pentru că numai în felul acesta putem să avem respect față de pensionari, de părinții noștri, să avem respect față de învățământ, de celelalte sectoare aflate în suferință. Pura demagogie că la 4 ani cineva se gândește că dă și dă pomene electorale, o vedeți că nu mai este agreată de nimeni. România ultimilor ani a suportat o modificare și în ceea ce înseamnă comportamentul electoratului. Dacă în primii ani, când coborai dintr-o mașină într-un sat din România, te întreba ce îmi dai, tot mai mult se observă că oamenii așteaptă locuri de muncă și investiții, inițiativă. Ăsta este Partidul Democrat Liberal. Așa dorim primarii noștri să fie, să aibă inițiativă, pentru că nu-i așteaptă zile ușoare pe candidați și pe primarii noștri. Se înhamă la o muncă imensă, pentru că preiau responsabilitatea întregii comunități. Nu trebuie România să devină principalul exportator de forță de muncă în Uniunea Europeană, cum este astăzi. Trebuie să devină o zonă de dezvoltare. De aceea, cer scuze că m-am lungit puțin, vreau să vă asigur că în etapa în care vom intra, Partidul Democrat Liberal va susține prin fapte dezvoltarea României și a județului Suceava. Aveți încredere în noi? Aveți încredere în candidatul de primar la municipiul Rădăuți în persoana deputatului Aurel Olărian? Vom fi alături de el și ne vom ține de cuvânt. Dumnezeu să vă ajute și gândul cel bun! Mulțumim domnului vicepreședinte Gheorghe Flutur. A venit de la Suceava să-l susțină pe domnul Aurel Olărian și primarul municipiului Suceava, domnul Ioan Lungu. Da, așa este. Onorabil președinte, domnule președinte, dragi colegi, democrat liberal, drag Aurel, cum să spună voi, drag Aurel, prietenul meu și colegul meu Aurel Olărian, am cu mare plăcere, cu bucurie și iată de emoție să-l susțin la candidatura pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți. Îl cunosc de multă vreme pe Aurel. Am lucrat împreună. Este un om vrednic, este un om cu inițiativă, cu potențial și sunt convins că orașul Rădăuți, municipiul Rădăuți, va avea mult de câștigat cu un primar de talia domnului Aurel Olărian. De aceea sunt convins că întreaga echipă
Democrat Liberală va face eforturi în următoarea perioadă, în așa fel încât la scrutinul de luna mai sau iunie, când va avea loc, domnul Aurel Orean să întregească echipa primarilor Democrat Liberal. Așadar, mult succes, Aurel! Așa cum oamenii puternici au nevoie de susținători puternici, dați-mi voie să-l invit la microfon pe domnul Dumitru Pardău, deputat PDL de Suceava. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! Domnule președinte, dragi colegi democrați liberali, dragi rădăuțeni, sunt onorat să fiu astăzi aici la Rădăuți. Cred că de altfel, zona de unde vin eu, orașul Vatra Dornei, seamănă pe undeva cu Rădăuțiu. Și Rădăuțiu și Vatra Dornei au doi primari de multă vreme în funcție din partea PSD-ului. Și cred că a venit vremea, nu spun că nu au făcut și lucruri bune, dar cred că și-au atins limita maximă. Tocmai de aceea sunt astăzi bucuros și onorat să fiu alături de domnul Aurel Orean, despre care vreau să spun doar câteva lucruri. Știu că în asemenea momente se folosesc multe laude la adresa viitorului primar a actualului candidat. Aș vrea să spun doar trei lucruri. De câte vreme îl cunosc, a demonstrat că este un foarte bun coleg. Ca parlamentar, cu adevărat, am un coleg deosebit în domnul Aurel Orean. Apoi, cred că pentru dumneavoastră nu e un secret, nu e un lucru care nu-l cunoașteți, a demonstrat că este un foarte bun om de afaceri. Lucru care ne dă încredere că și în calitate de primar va ști cu adevărat să dezvolte Rădăuțul așa cum trebuie în 2008 încolo. Nu în ultimul rând, a demonstrat că este un foarte bun familist. Dacă punem toate aceste lucruri alături de echipa care îl susține și fac și eu ca domnul președinte anunț numai pe domnul Carcalete, dar este o echipă extraordinară aici la Rădăuț, atât din foștii membri PD, cât și din foștii membri PDD, cred că demersul domnului Odărean va avea succes. Tocmai de aceea, cred că trebuie să aveți încredere în Aurel Orean, în echipa lui și în faptul că nu este singur. El, primar, consilierii locali, o parte din colegii dumneavoastră, deci consilieri județeni, domnul Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean și nu în ultimul rând, în toamnă, Partidul Democrat Liberal la guvernare. Este un lucru care trebuie să-l realizați. Are o șansă Rădăuțiu în acest an 2008. Încă o dată, mult succes, domnule Orărean, colegilor noastre de echipă și tuturor rădăuțenilor, toate cele bune! Mulțumim, domnului Dumitru Pardău. Va veni în fața dumneavoastră un om înalt la stat și, cred eu, și mare la sfat, după spusele domnului Aurel Orărean. A venit să-l susțin astăzi și domnul deputat Romica Andreica. Sper să nu fie singura calitate, faptul că sunt înalt. Da, bine v-am găsit. Eu am mai trecut pe aici, pe dumneavoastră, chiar de multe ori am și spus, sunt un pic invidios pe întreaga zonă Rădăuți, pentru că aparținut de Bucovina și are și o anumită situație economică mai fericită decât cea din care vin eu, respectiv Fălticeniu. Oricum, văd câteva persoane din zona Fălticeni și vreau să le salut. Ce pot să vă spun? Am venit să-l susțin și eu pe domnul Aurel Orean, pe care îl cunosc de aproximativ vreo 8 ani de zile. Îl știu ca un tip cu inițiativă. Am vizitat de altfel și investiția făcută de dumnealui. Am văzut ce lucru serios a putut face acolo. Iar dacă acesta este un exemplu, investiția privată pe care a făcut-o pentru Rădăuți și pentru administrația pe care sperăm să o dobândească, atunci înseamnă că Rădăuțul este pe un drum bun. Dar nu numai eu ar trebui să fiu invidios pe zona Rădăuți, și dumneavoastră rădăuțeni ar trebui să fiți invidioși pe zona Fălticeni. Și vă spun și de ce. Pentru că noi am reușit în 2004 deja să răsturnăm vechiul primar PSD și să accedem cu un primar liberal. Primar care de altfel este coleg cu noi acum. Eu urez mult succes domnului Olărean. Știu cât de mult s-a zbătut
în Comisia de Buget Finanțe, din care a făcut parte, sau face parte mai exact, pentru a aduce bani pe zona Rădăuți. Și după cum am văzut, este un exemplu de gospodar, familist, om evlavios și cred că aveți o șansă mare, dar vreau să atrag atenția că nu va reuși singur, ci doar împreună cu o echipă și vreau să felicit echipele de la cele două partide care s-au unificat pentru înțelepciunea de care au dat dovadă și sper să facă mai departe o echipă și de asemenea să facă mai departe o echipă și cu noi și cu viitorul președinte de Consiliul Județean, domnul Gheorghe Flutur. Dumnezeu să vă ajute! Dacă Suceava îl susține, avem susținători și din județele învecinate. Dați-mi voie să-l invit la microfon pe domnul deputat PDL de Botoșani, domnul Radu Drăguș. Mulțumesc! Dragi colegi, de câte ori văd adesea oameni în portocaliu, există așa o imagine care... Cum ar fi arătat Moldova asta dacă ar fi fost bine administrată? Este prima dată în istoria acestei zone când, după 1 ianuarie 2007, poziția noastră geografică poate fi un atu, dar pentru asta are nevoie de oameni care să administreze această zonă în mod logic, în mod transparent și pentru binele acestor locuitorilor acestor zone. De-aia Moldova are nevoie și de Gheorghe Flutur în fruntea Consiliului Județean Suceava. De-aia Moldova are nevoie și de Relu Rădean la primăria Rădăuți. Relu Rădean are un mare avantaj. Fiind membru în Comisia de Buget Finanțe, din care fac și eu parte, Relu Rădean are avantajul de a fi învățat direct de la Ministrul de Finanțe, Varujan Bosganian, cum nu se face un buget. Deci, Relu vine cu avantajul de a ști cum se poate construi un buget. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului deputat Radu Drăguș și dacă avem atât de mulți susținători din județul Suceava și din județul Botoșani, îl invit la microfon și pe cel care va reprezenta Rădăuțul în susținerea noastră, domnul vicepreședinte al organizației PDL Rădăuț, domnul Simeon Sticleț. Stimate doamne, stimate domnișoare, stimați domnul. Sunt primul vorbitor din municipiul Rădăuț și vreau să-mi permiteți ca numele dumneavoastră să le mulțumim domnilor deputați din Parlamentul României, care au avut plăcerea să vină la... Învăța același lucru. O personalitate de la care eu am avut mult sprijin și sunt sigur că și rădăuțenii au simțit sprijinul dat de personalitatea dumnealui. Dați-mi voie să-l invit în fața dumneavoastră pe domnul inspector școlar general, domnul Petru Carcalet. Am mâncat pe această scenă acum 35 de ani. Eram elev de la Eudoxiu Hurmuzache și bineînțeles că ca și atunci și acum emoțiile au pus stăpânire pe mine, întrucât trebuie să vorbesc în fața rădăuțenilor mei. Aseară mi-am așternut câteva gânduri pe o hârtie și o să încerc în acest moment să vi le spun și dumneavoastră. Cu deosebire de ceea ce se spune de obicei în asemenea situații, nu voi vorbi astăzi ca într-o precampanie. Cred că nu-i bună pentru... Despre ceea ce ar trebui să facă sau să promită candidații noștri pentru primărie, pentru Consiliul Local,
și nici despre ceea ce alții, câștigând mandatul anterior, nu au știut, nu au vrut, nu au putut sau nu au reușit. Mă adresez tuturor cu câteva gânduri simple despre rădăuțul nostru, așa cum îl știm și cum îl avem. Și vă invit să ne-l închipuim cum ar arăta dacă am acționa orientați cel puțin după bunul simț pentru o gospodărire eficientă. Este clar și pentru mine și pentru cei de față că orașul nostru a înregistrat în ultimii ani o stagnare din punct de vedere administrativ. Și că așa cum arată astăzi, impresionează vizitatorul român care are la el acasă mai puțin peisaj și mai multă sărăcie. Acest călător, trecând pe artera principală a localității, va aprecia fie curățenia străzii, fie coloratura fațadelor clădirilor, fie îmbinarea armonioasă a culorilor vegetației spațiilor verzi. Sunt imagini frumoase, care însă nu se regăsesc peste tot în oraș și nici nu durează veșnic. Orașul nostru se bazează încă pe aturile care vin din trecut. Tradiții, cultură, istorie, exploatând sporadic și spontan resursele existente în forma serviciilor. Bunul renume îi vine de asemenea și din oamenii săi, ambițioși, mândri, gospodari, pedanți. Vreau să vă spun astăzi că nu-i destul și vă propun să reflectați la pierderea acestor acturi, din diferite motive, în condițiile actualei lumii în schimbare. Locuitorii orașului nostru nu se mai mulțumesc cu un oraș curat și frumos. Ei vor o administrație sigură, un confort sporit, cu spații civilizate, utilități moderne și funcționale. Căci mulți dintre ei, călătorind în afara țării, le-au avut acolo, ca pe ceva firesc și s-au obișnuit cu ele. Și tot ei știu că acestea nu sunt greu de atins. Din moment ce au reușit să ni le arate aici, la noi, în casele pe care și le-au construit. Numai că lucrurile despre care vorbesc nu pot fi atinse decât prin dezvoltarea unui mediu economic durabil și curat, stimulând investiții productive, atrăgând la noi parteneri străini și creindu-le condiții de lucru. Este momentul să gândim acum pentru orașul nostru, la proiecte noi pe termen lung, care în timp să producă efecte pozitive în buget. Pentru că având bani mai mulți, vom avea desigur mai multe străzi asfaltate și mai puține gropi, mai multe parcuri amenajate, fântâni arteziene, clădiri renovate, mai multe servicii sociale, mai multe locuri de muncă și mai puțini oameni săraci. Ceea ce trebuie să se întâmple în următorul mandat al aleșilor noștri este crearea de condiții pentru o dezvoltare durabilă aici, la Rădăuți, iar asta se va întâmpla dacă cei pe care îi vor alege cetățenii orașului nostru vor lucra în sfârșit în folosul comunității și mai puțin în folosul lor. Mulțumesc! Mulțumim domnului Petru Cacalete, vicepreședinte al PDL Suceava. Am uitat să precizez funcția la început. Îmi cer scuze, sper că n-am greșit prea mult. Dați-mi voie să invit la microfon pe doamna inginer Carmen Lupu, care a venit și ea să susțină candidatura domnului Aurel Olarean la primăria municipiului Rădăuți. Doamna Carmen Lupu.
ca un salariat, în funcția mea de salariat al întreprinderii de tricotaje Bucovina Tex, inginer la compartimentul creație. Îl cunosc pe domnul Aurel Olarean de aproape cam 10 ani, de când a preluat întreprinderea. Noi eram o întreprindere fostă socialistă, salariații erau cu experiență, muncitori foarte buni, ingineri foarte bine pregătiți, specialiști în general foarte buni. Dar venise timpul să trecem într-o altă etapă și lipsea managerul. Ne duceam în mod sigur spre un final nefericit, cum s-a întâmplat cu foarte multe întreprinderi. Și atunci a venit domnul Olarean, a făcut investiții masive, un management strălucit, a ridicat întreprinderea la nivelul standardelor europene, a reușit să facă numai export cu în prezent 350 de salariați, gândiți-vă, că se realizează în medie 40.000 de bucăți pe lună și avem foarte mulți parteneri de afaceri care ne prețuiesc. Aș adăuga aici o paranteză și asta este așa, o amintire dubioasă. Era în primii ani atunci și îl auzisem pe domnul Olarean, vorbea așa față de noi, într-un moment așa de amintire, că unul dintre partenerii săi de la începutul fabricii îl sfătuia să vândă fabrica după ce o aranjase și să plece în America, pentru că America este țara tuturor făgăduințelor. Iar el a rămas așa un pic pe gânduri și a spus, nu, eu vreau să fie bine aici, în țara mea. Eu mă simt în stare să fac lucrul ăsta, nu pot să fiu laș. Și a rămas și îi mulțumim pentru asta. Asta arată multă tărie de caracter și, hai să zicem, și patriotism. Pentru că nu numai în America trebuie să fie bine. Acum aș vrea să vorbesc despre o lagă pe care nu foarte multă lumea, adică nu a amintit-o nimeni, dar eu vreau să o amintesc. Deci ajuns într-o funcție înaltă, când grijile lumii te îmbărbie. Niciodată nu s-a îndepărtat de unul de rând, niciodată n-a întors capul de la un om aflat în necaz, deci a întins o mână celui care, pe care l-a putut ajuta. A făcut extraordinar de mult bine Sfintelor Biserici, Sfintelor Mănăstiri și asta o spun așa, că am observat-o cu coada ochiului, pentru că nu este omul care face lucrurile astea așa, zicând, hai, blizuri, pe mine, că eu acum fac un bine, s-a auzit toți, nu, deci este foarte discret și s-a întâmplat să observ și îmi face plăcere să amintesc, deci este un lucru pentru care prețuiesc în mod deosebit. Sigur că am observat că este un foarte bun familie și un tată grijuliu care își iubește și cu multă grijă își crește copiii. Și aș vrea să spun despre Fundația Olarean, pe care a ridicat cu multă dragoste o biserică în orașul la noi, care în curând va fi sfințită, cu materiale scumpe, foarte scumpe, materiale de construcție, deci n-am precupețit, nu s-a zgârcit. Cu o sculptură și o pictură care pot să spun că sunt opere de artă și abia așteptăm să fie sfințită, să ne ducem acolo, să ne încălzim sufletele, să ne reculegem. De aceea, pentru că țara asta a fost dată de Dumnezeu așa frumoasă, oameni ca ei, ca domnul Olarean, oameni așa frumoși, sufletește, sunt foarte necesari. De aceea zic, nu greșiți să-l susțineți, să-l votați ca primar. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă inginer Carmen Lucu, și pentru că dumneavoastră amintea adineauri și de biserica aceea frumoasă pe care a construit-o domnul Aurel împreună cu orășenii noștri, de fapt. Dați-mi voie să-l invit la microfon pe Părintele Angel. Dorește și eu să spun câteva cuvinte despre omul, deputatul, personalitatea lui Olarean. Da, o surpriză. Nu mă așteptam.
mai ușor mi-e de pe ambon să vorbesc decât de pe această scenă. S-au spus cuvinte adevărate despre ceea ce omul, credinciosul Aurel, a făcut pentru Bucovina și pentru acest colț din Bucovina. Am să fac o mărturisire. Acum jumătate de ani am fost transferat la parohia care are în administrație biserica pe care familia dumnealui a ridicat-o. Și mi-a spus la un moment dat, nu ne cunoșteam foarte bine, și mi-a spus așa, Dumnezeu m-a ajutat foarte mult. Nesperat, spune, la un moment dat, nu a crezut, când a tras o linie, cât de mult Dumnezeu i-a dăruit. Și a spus așa, am să mulțumesc lui Dumnezeu, făcând o biserică Rădăuțului și am să vreau ca ea să poarte, să aibă ca hram pe cuvioasa Parascheva de la Iași, în amintirea mamei mele. Este un lucru mare, un lucru pe care... Un lucru pe care eu n-am să-l uit niciodată. Pentru că astăzi este, deși este prima zi a primăverii lui 2008, este în același timp o zi de aducere aminte, pentru că sunt moșii de iarnă și în toate bisericile s-au făcut rugăciune pentru părinții, strămoșii, înaintașii noștri, care au vrut să fim demni în această țară de sus, așa cum spunea domnul președinte Luther. Voivodul de la Putna mi-a lăsat un testament greu. Este cazul ca acest testament să-l deschidem și să ne regăsim demnitatea. Înaintașii noștri, la care s-a gândit și domnul Aurel, ridicând această biserică, în memoria mamei sale și în același timp, în frică de Dumnezeu, ne uitând să mulțumească pentru cât bine i-a dăruit Dumnezeu, este o dovadă a faptului că fără Dumnezeu, a conștiinței sale, că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și am să vă rog să conștientizați acest lucru. Planurile sunt frumoase. Vă doriți mult. Dar ca să le puteți împlini, să puneți pe Dumnezeu înainte și o să câștigați. Vă mulțumesc! Părintelui Angel pentru cuvintele frumoase. Invit acum la microfon pe un reprezentant al tineretului rădăuțean, aș spune și eu, și al PDL-ului rădăuțean, domnul profesor Puiu Adrian. Domnule senator Gheorghe Flutur, președinte al Organizației Județene și vicepreședinte la nivel național, domnilor deputați, Drăguș, Andreica, Bardău, domnule primar al municipiului Suceava, Ion Lungu, stimați membri ai biroului permanent județean de conducere al partidului, bine ați venit la Rădăuț și vă mulțumim că sunteți alături de noi în această zi extrem de importantă, zi în care Organizația Municipală Rădăuț își lansează echipa pentru primăria municipiului. Domnule deputat Aurel Olărean, dragi colegi din biroul permanent local, stimați membri și simpatizanți, dragi rădăuțeni, după ce domnul vicepreședinte Simion Sticleț v-a expus câteva dintre punctele prioritare ale programului politic cu care organizația locală va merge în campanie electorală, după ce domnul Carcalete l-a completat și a avut un discurs mai emoțional,
După ce doamna inginer ne-a vorbit câte ceva despre domnul deputat Olărean, după ce părintele a avut un discurs care ne-a mers la suflet, eu am să vă spun câteva lucruri mai mult politice, înainte ca domnul candidat să expună proiectul cu care organizația locală se va prezenta în fața alegătorilor. Partidul Democrat Liberal, exponent al doctrinei de dreapta și promotor al principiilor populare, creat în urma fuziunii Partidului Democrat și a Partidului Liberal Democrat, începe astăzi, sau mai bine spus, lansează campania sau ofensiva pentru câștigarea alegerilor locale și generale din acest an. Lansează ofensiva pentru a-și consolida statutul de cea mai importantă forță politică națională, statut legitimat de rezultatele obținute de părinții acestei noi formațiuni politice în campania la alegerile europarlamentare din noiembrie 2007. Proiectul fuziunii dintre Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, un proiect care a avut la bază și a propus să canalizeze și să concentreze toate energiile și resursele pentru reluarea programului politic al defunctei Alianțe Dreptate și Adevăr, abandonat de conducerea centrală a Partidului Național Liberal datorită derapajului acestuia către stânga și a unei guvernări netransparente și păguboase pentru țară cu Partidul Social Democrat. Proiectul Partidul Democrat Liberal reprezintă garanția și soluția modernizării României. La nivelul municipiului Rădăuți, procesul de fuziune dintre cele două organizații locale ale fostelor Partide Democrat și Liberal Democrat s-a desfășurat fără niciun fel de divergență, iar în acest moment, structurile organizației locale reprezintă o echipă închegată, omogenă, pregătită pentru a transpune în practică programul și obiectivele politice locale, județene și naționale ale partidului. În contextul politic actual, în care în această primăvară vor avea loc alegerile locale, organizația locală a Partidului Democrat Liberal consideră că a sosit timpul să vină în fața electoratului cu cele mai eficiente soluții pentru administrarea municipiului, cu cea mai performantă și competitivă echipă care să transpună în practică aceste proiecte, consideră că a sosit timpul de a transforma municipiul nostru într-o urbe modernă. Obiectivul politic principal al organizației noastre îl reprezintă câștigarea funcțiilor de primar și viceprimar al municipiului, câștigarea majorității absolute în Consiliul Local, precum și obținerea celui mai mare număr de voturi pentru Consiliul Județean. Dragi rădăuțeni, este vremea schimbării. Este vremea schimbării la nivelul Consiliului Județean, este vremea schimbării la nivelul primăriei Rădăuți. Este vremea Partidului Democrat Liberal. Este vremea unui nou președinte al Consiliului Local Județean. Este vremea lui Gheorghe Flutur. Este vremea unui nou primar al municipiului Rădăuți. Este vremea lui Aurel Olărean. Da, am ajuns și la momentul culminant al manifestării, ca să spunem așa, însă dacă aș vrea să mă întorc puțin în timp și să vă aduc aminte personalității care va veni la microfon, dacă pe vremea când naviga pe mările și pe oceanul lumii era ancorat în porturile din acele colțuri îndepărtate, astăzi, iată, este un om puternic ancorat în realitate. Și cred că astfel va reuși să ne ducă mai departe și să ducă Rădăuțiul acolo unde merită. Doamnelor și domnilor, domnul deputat Aurel Olărean. În primul rând, aș vrea să vă spun bună ziua tuturor și bine ați venit la întâlnirea noastră și aș vrea să anunț prezența domnului președinte, domnul deputat al Uniunii Poloneze, Polone, domnul Gervase Logia, care n-a fost anunțat. Stimați colegi din Partidul Democrat Liberal, domnule președinte Gheorghe Flutur, stimate invitate și stimați invitați,
dragi rădăuțeni, mă bucur că suntem împreună la o lansare electorală cum n-a avut de mult orașul Rădăuț. Mă bucur de asemenea că lansarea Partidului Democrat Rădăuț în campania pentru alegerile locale coincide cu ziua din 1 martie. Vreau și eu să vă urez, doamnelor și domnișoarelor, din această sală, precum și tuturor rădăuțenilor, o zi fericită și o primăvară frumoasă. Stimați colegi, reuniunea noastră de astăzi stă sub semnul a trei cuvinte. E vremea schimbării, dragi colegi. E vremea schimbării pentru Rădăuț, e vremea schimbării pentru Suceava și e vremea schimbării pentru România, dragi colegi. Orașul Rădăuț are nevoie de un drum nou, de un ritm nou. Vă chem de aceea pe toți, din această sală, haideți să aducem schimbarea în bine pentru orașul Rădăuț. Adevărul este, dragi colegi, că administrația locală de astăzi și-a epuizat potențialul. Mai mult a devenit neglijentă față de problemele rădăuțenilor. A devenit închistată. Nu reușește să adapteze la nou. Avem o administrație locală obosită, știm asta cu toții, ați văzut, fără proiecte noi, care stau și așteaptă să vină proiectele în birou, fără ambiții noi pentru acest oraș minunat care îl avem în Rădăuț. În Rădăuț există o societate de servicii comunale care practică prețuri prea mari în comparație cu serviciile pe care le oferă. Iar pe lângă asta, cetățenii orașului nu sunt organizați în asociații de proprietari, ceea ce mai spusese un coleg al meu, care să negocieze numele lor și să le apere interesele în raport cu furnizorii de apă, servicii, salubritate, energie termică. În Rădăuț, facturile la întreținere în această iarnă s-au apropiat de 4 milioane de lei vechi pentru un apartament cu 3 camere. Iată cum măririle de pensie din toamna aceasta au fost înghițite și chiar întrecute de creșterea facturilor la întreținere, ca să nu mai vorbim de scumpirea tuturor alimentelor. Iar pe lângă toate acestea, tot mai multe voci vorbesc de corupție, care a crescut în primărie. O corupție de care primarul în funcție nu știe sau se face că nu știe. Are o problemă în cazul ăsta. De aceea, stimați colegi, repet din nou cele trei cuvinte. E vremea schimbării. Schimbarea pe care o propunem noi se axează pe dezvoltarea orașului și pe creșterea veniturilor cetățenilor. Știm că există șomeri în oraș și că veniturile unora dintre salariați sunt încă mici. Vom face eforturi mari pentru atragerea de investiții în oraș, astfel încât să putem crea noi locuri de muncă în orașul Rădăuț. Îmi cer scuze. De asemenea, vedem că orașul nostru nu are încă o șosea de centură, după cum spusese și domnul președinte Flutur Gheorghe. Vom căuta și vom găsi fonduri pentru a demara lucrările la această șosea de centură a municipiului Rădăuț. Deși Rădăuțul e un municipiu de 13 ani de zile, există încă în oraș numeroase străzi neasfaltate, fără apă curentă și canalizare. Asta e o problemă, într-adevăr, dacă știm pe Tolacă, nu există apă curentă, ceea ce e o mare problemă pentru noi toți. Vom face o prioritate a mandatului meu din asfaltarea orașului și de extinderea aducțiunilor de apă în toate casele rădăuțenilor. De asemenea, nu există suficiente locuri de agrement pentru copii și tineret. Ca persoană particulară, am creat un loc de joacă pentru copii chiar din parcul de vis-a-vis, dacă știți, noi aici aproape. Ca primar, voi crea noi locuri de joacă pentru copii și le voi moderniza și pe cele existente. În ultimul rând, încet, dar sigur, vedem că orașul se aglomerează și începe să fie resimțit o criză a locurilor de parcare. Măsurile trebuie luate rapid. Și dacă voi fi ales, sunt hotărât să amenajez noi locuri de parcare, atât în centru, cât și în cartierele municipiului Rădăuț.
Iată, stimați colegi, democrat, liberal, 5 puncte importante a candidaturii mele la primăria Rădos. Pentru acestea lucruri, ca și pentru celelalte nevoi ale orașului, mă voi bate cu pasiune și voi mobiliza resurse umane și financiare a primăriei. Am ambiția să câștigăm alegerile locale din 2008, iar în 2012 să ne facem campanie electorală pe baza promisiunilor îndeplinite. Stimați rădăuțeni și stimați colegi democrat-liberal, am pornit în cursa electorală alături de o echipă foarte puternică din capitala de județ. Organizația de Rădăuți este conștientă că face parte din echipa județeană a Partidului Democrat-Liberal, iar eu personal sunt mândru să fac parte din echipa de candidați succesivi de condusă de domnul Gheorghe Flutăr. Vă asigur, domnule președinte, că Partidul Democrat Liberal Rădăuți va face toate eforturile pentru a scoate un scor bun la votul Consiliului Județean, astfel încât Partidul Democrat Liberal Suceava să obțină președinția Consiliului Județean și un număr cât mai mare de consilieri județeni. Sunt onorat, stimată asistență, să anunț acum echipa Partidului Democrat Rădăuți, împreună cu care ne propunem să schimbăm în bine administrația locală din orașul nostru. În continuare, voi da citire listei complete al Partidului Democrat Liberal pentru Consiliul Local Rădăuț. Domnul Petru Carcalete. Domnul Gheorghe Ardelean. Domnul Daniel Venciu. Și vă cuvintează domnul Daniel Venciu că este foarte ocupat de când inspector a ajuns la învățământ și n-a mai ajuns în timpul util. A rămas în sală pentru că a sus a postit, da. Domnul Dumitru Mihailescu. Domnul Adrian Puiu. Domnul Cezar Radu. Domnul Simion Sticleț. Domnul Dorin Sticleță. Și toți vicepreședinți ai Partidului Democrat Rădăuț. Domnul Dorel Donisan. Mariana Cindea. Sadea Ciorâtă. Dorimiton Doboș. Constantin Lanță. Octavian Mateciuc. Cristiana Moloce. Danuț Bugaru. Gheorghe Tiron. Sunt secretar executiv ai Biroului Permanent Local. Doamna Paula Ciobâcă, președinta organizației. Astel Zborea, președintele organizației Oamenilor de Afaceri. Marius Virgincu, președintele organizației de Tineret. Și în ultimul rând, între noi este un domn care are o vârstă și care, într-adevăr, este foarte activ în organizația noastră, a Partidului Democrat Liberal. Este vorba de domnul președinte Ștefan Rotaru. Președintele organizației de funcționare a Partidului Democrat Liberal Rădăuți. Vă rog să-i aplaudăm pe toții. Stimați colegi, împreună cu această echipă am stabilit obiectivele politice clare. Câștigarea funcției de primar. 1. Câștigarea funcției de viceprimar. 2. Obținerea majorității în Consiliul Local. 3. În ultimul rând, obținerea celui mai mare număr de voturi în Consiliul Județean și președinția Consiliului Județean cu domnul Gheorghe Flutăr. Avem 4 puncte, 4 obiective și cred că noi suntem echipa care am și prezentat-o împreună și cu echipa de la Suceava, Biroul Județean, care participă azi și a participat la o ședință de lucru în orașul municipiului nostru. Vreau să-i salut pe această ocazie și ne face urmare mândrie să-i prezentăm. Vom câștiga, sigur, cele 4 puncte propuse. Am convingerea, stimați colegi, că avem cea mai bună echipă pe care rădăuțenii o vor vedea pe buletinele de vot la alegerile locale.
și am convingerea că această echipă va aduce schimbare pentru Rădăuți și victorie pentru Partidul Democrat Liberal Rădăuți. Stimați colegi, știm cine sunt contracandidații noștri. E vorba de administrația locală al Partidului Social Democrat, PSD. Dar mai știm un lucru, că nimeni nu e veșnic în funcție. Nici Ion Iliescu, cu cele trei sau patru mandate, n-a fost veșnic pe scaunul de președinte al României. Acum 4 ani de zile, în 2004, dacă vă amintiți dumneavoastră, domnul primar Mihai Frunză își anunțase candidatura la primărie, promițând solemn totodată că e ultima oară când candidează și că e ultimul său mandat. Iată că domnul primar și-a încălcat pe jumătate acea promisiune și candidează iarăși din nou. Haideți ca împreună să-l ajutăm, să se țină măcar cealaltă jumătate de promisiune, să-l ajutăm ca mandatul pe care îl încheie în această vară să-i fie ultimul. Eu sunt convins că organizația Partidului Democrat Rădăuți are forță, are capacitate de mobilizare, are dorință de schimbare, de a schimba administrația locală, de a da orașului o conducere mult mai bună. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult și încerc scuze pentru întrerupele care am avut. Multe sănătate la vreo dumneavoastră, familie dumneavoastră, și să ne întâlnim, să ne întâlnim la primărie, că acolo avem multe treabă. Domnul președinte, pentru că eu cred că încheiem această întâlnire, nu era prevăzut așa în program, trebuie să spun câteva lucruri, Aurele. Mai sunt 85 de zile și trebuie să știți un lucru. Natura la 1 martie spune că trebuie întâi să apară muguri și după aceea frunze. Vă îndemn să turați motoarele și mugurile care se apară să-l cheme Aurel Olarian. Putem dovedi, chiar dacă alegerile sunt primăvara, că întâi sunt mugurii și după aceea frunzele. Multă sănătate, Dumnezeu să vă ajute!